Ar fi cerut 15.000 de euro de la o familie pentru a-i ajuta să cumpere un teren din Chișinău, dar nu s-a ținut de cuvânt și a fost denunțat la Centrul Național Anticorupție. Un proiectant din capitală a fost reținut în după-amiaza de 10 iulie de ofițerii și procurorii anticorupție, bănuit de luare de mită. Potrivit oamenilor legii, cei doi soți intenționau să construiască o casă-hotel pe un teren pe care îl dețineau, însă mai aveau nevoie și de un lot adiacent. Proiectantul le-ar fi promis că, în schimbul banilor, va influența mai multe persoane publice de la Primăria Chișinău și de la Agenția Servicii Publice, astfel încât aceștia să devină cât mai curând proprietarii terenului. Oamenii legii au descins la birou și în locuința suspectului și au găsit 4.300 de euro, acte și înscrisuri de ciornă. Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore, iar dacă va fi găsit vinovat, riscă amendă de până la 200.000 de lei sau până la 6 ani de pușcărie.